dar deosebit de Moș Nicolae pentru locuitorii din Sudiți. Peste 3.000 de volume și 800 de reviste și ziare au fost donate bibliotecii comunale de o fiică a satului. În semn de recunoștință pentru gestul său, autoritățile locale au dat numele Ilenei Hogea bibliotecii din localitate. Născută în urmă cu 81 de ani în Sudiți, Ileana Hogea este o renumită traducătoare de literatură chineză veche și modernă. Deși viața a purtat-o departe de locurile natale, nu a uitat niciodată satul copilăriei. A purtat mereu în suflet, chiar și în îndepărtata China, acolo unde a mers la studii, ulițele, casele și chipurile oamenilor în mijlocul cărora a crescut. Cunoscut sinolog, Ileana Hogea a predat timp de aproape o jumătate de secol limba chineză la Universitatea din București. Pasionată de cultura și limba chineză, Ileana Hogea a fost numită Yang Ling, adică fata cu inimă de chinez. Poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Biruință binecredincioșilor creștini, asupra cerului potrivăruiește. Urmează 32 de ani de școală, pe care însă îi înșiru aici. 7 ani la școala primară din Sudiți, 4 la școala pedagogică de învățătoare de la Călăraș, 1 la Facultatea de Filologie, secția de limba rusă din București, 7 la Facultatea de Filologie din Universitatea Peking, China, 6 la Facultatea de Limba și Literatura Română, Universitatea București. La Universitatea Peking se regăsește portretul lui Yang Ling, fata cu inimă de chinez, absolventă magna cum laude. De neuitat pentru vrednica, inedita și deosebită cariera doamnei profesor universitar doctor sinolog Ileana P. Hogea, binecuvântăm ca Biblioteca Comunală să poarte numele pentru eternitate. Este o onoare și o mândrie pentru noi toți și pentru dumneavoastră cu atât mai mult să purtați un astfel de nume, să aveți o astfel de personalitate născută în aceste, pe aceste meleaguri. Tot acum, strada unde a locuit scriitoarea a primit numele său. Chiar dacă nu a putut fi prezentă la evenimentul organizat în cinstea sa, Ileana Hogea le-a trimis autorităților locale și sătenilor o emoționantă scrisoare de recunoștință. Eu, Ileana P. Hogea, sunt mândră că sunt țărancă, deși am plecat de acasă de la 14 ani. Casa mea aici este și aici va fi. Sudiți! Bunul Dumnezeu m-a ales dintre toți cei 7 frați ai mei să plec, să străbat lumea, să ajung până pe cealaltă jumătate a planetei, tocmai în îndepărtata China. Până acolo, la peste 20.000 de kilometri depărtare de casă, am dus eu numele satului nostru drag, transcris în limba chineză cu cele mai alese hieroglife, însemnând binecuvântatul tărâm cu drobii, Sudiți. Biblioteca este singura mea avere materială, păstrată cu dragoste și cu mare grijă. A trecut mult, foarte mult timp, de când plângeam, fiindcă cele câteva cărți ale mele de școală ajungeau să acopere oalele cu lapte puse la prins de mămica. Și cărțile au suflet, sufletul scriitorului picurat în ele. Sunt încredințată că tinerii satului, mai ales, se vor bucura de darul meu, se vor înavuți sufletește și vor crește și vor trăi frumos în credință, nădejde și dragoste, cunoscători din cărți ai adevărului, frumosului și binelui vieții. Cărțile donate, așezate în rafturile bibliotecii, își așteaptă primii cititori. Darurile Dumnezei au îmbogățit enorm biblioteca din comuna noastră și promit că le voi păstra cu sfințenie. Mă simt onorată ca biblioteca comunității noastre, comunitate în care Dumnezeu își are rădăcinile și unde dorește să fie înmormântată, în care eu îmi desfășor activitatea de zi de zi, să poarte numele Ileana Hogea. Dacă vrei să culegi un an, seamnă greu, orez, secară,
Dacă vrei să culegi 10 sau mai mulți ani, plantează o livadă sau o vie. Dacă vrei să culegi 100, 1000 ani, învață și educă un popor. Deci avem 10-12 mii de ani de chinezi, de sinologi, cum sunt. Sinolog înseamnă logos, despre sina, saina, numele Chinei. Fică noi, de unde vine numele Chinei la noi? Este China. Și în chineză, ceai înseamnă ceai. Este țara ceaiului. Biblioteca din Sudiți are aproximativ 600 de cititori, peste 9000 de volume și 4 calculatoare care asigură accesul publicului la internet.